Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului că în seara aceasta suntem în casa lui Dumnezeu, locul unde se produce bucurie. Pentru că o zis cuvântul lui Dumnezeu, unde s-a citit în seara aceasta, că atunci când se întoarce un păcătos la Dumnezeu, se produce bucurie. Și noi suntem în locul acesta și de fiecare dată când venim în casa lui Dumnezeu, credem că Dumnezeu are putere să mântuiască. Slăvit să fie Domnul! Noi n-am venit aici că n-avem ce face acasă sau poate puteai să te uiți la funeraliile reginei, dar noi suntem în seara aceasta în fața unui cuvânt, a unui împărat care este viu și veșnic. Slăvit să fie Domnul nostru! Ne apropiem de un text scurt și foarte greu de predicat. Textul acesta cu bănuțul de argint pierdut în casă e unul dintre cele mai grele texte care lasă Domnul Iisus pe paginile Scripturii, deși îi pus într-un loc, îi la mijlocul sau între două pilde care sunt ușor de predicat. Prima pildă e pilda cu oaia rătăcită și în partea cealaltă e pilda cu fiul risipitor. Astea două sunt ușor de predicat. Că tot auzi oaia pe unde îi și te tot duci după ea, te fuge, ai ce predica. La fel cu fiul risipitor, te duci după el prin toată lumea, îl ții de mână și îl învârți și îl vezi pe unde te duce și până la urmă ajungi acasă. E ușor de predica. Știți de ce e greu textul acesta? Prima pildă are 7 versete, a treia are 22 și pilda aceasta are numai 3. Dar nu-i grea din cauza că are numai 3 versete, că și dacă avea numai unul se poate predica. Ci greutatea textului acestuia vine din altă parte. Textul acesta e un text care îți arată că nu ai pe cine să dai vina. Că în prima pildă dădeai vina pe oaie. Domne, o stat la urmă, mănâncă de pe unde apucă, nu-i mai place la noi, îi place în altă parte și s-o tot luat. Ai pe cine să dai vina? Ai, domne, și nouă ne plac din astea. Să ai pe cine să dai vina. Ne plac. A treia pildă, deși un tată își pierde fiul, o a avut pe cine să dea vina. Am avea pe cine, domne, anturajul. O mers la liceu, s-a înhăitat cu niște vagabonzi, o a avut bani la el și s-a dus. Dar în textul acesta n-ai pe cine să dai vina. Spune Biblia că femeia era singură în casă. Nu a avut pe soacră sa, cât ele soacre nu-și duc vina nurorilor în cărcă. Soacră mea, ea nu ne dă pensia, nu ne ajută la întreținere, dacă ne-ar ajuta, da? Nu, ai pe cine să dai vina. Dar și invers, câte soacre nu dau vina pe nurori. Ele ar fi fericite dacă noră s-ar fi nu știu cum. Și căutăm texte din astea, dar Biblia spune că femeia asta era singură, n-avea chiriaș. Interesant, n-avea pe nimeni în chirie să spună, domnule, eu mi-am pierdut bănuții, că am luat pe doi în chirie. Nu, era singură în casă, singură. Știți că omul din grădina Edenului o căuta pe cine să dea vina? Orice eșec și orice faliment, omului îi place să aibă pe cine să dea vina. L-a întrebat Dumnezeu pe Adam, Adame, ai mâncat? Am mâncat. De ce ai mâncat? Păi asta mi-a dat nevastă-mea. Asta mi-a dat și eu sunt ascultător. Mănânc ce mi-a pus pe masă. Și a zis, femeie, ce ai făcut? O zis, nu eu, că a avut pe cine să dea vina. O zis, șarpele m-a pus. Știți că nouă ne plac conjuncturile alea în care avem pe cine să dăm vina. De-aia e greu textul acesta. Împăratul Saul, când vine Samuel la el și îi spune, ce se aude behăitul? Zice, am păzit cuvântul lui Dumnezeu, dar zice, am avut o teamă. Zice, am avut teama că poporul, eu nu aduceam jertfă, dar poporul ăsta, zice, se depărta de mine și ca să nu pierd, să fie cu mine, să mă iubească, să fie aproape de mine, o trebuie să aduc jertfă. O găsit pe cine să dea vina? O găsit. Știți că noi în falimentele noastre, și o să vorbim în seara aceasta despre falimente, noi căutăm oameni pe cine să dăm vina. Asta o zice Aron, era preot, era marele preot. O zice, eu n-am știut ce, am luat aurul? L-am aruncat în foc și zici că așa singur s-a făcut. N-au pus deloc mâna, numai cât l-au aruncat. Și-a zis, poporul mi-a dat aurul. Poporul mi-a zis că are nevoie de o schimbare, de altceva. În seara asta aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem că Dumnezeu așa îngăduie în viața noastră anumite situații
anumite falimente în viața noastră în care să nu ai pe cine să dai vina. Uitați-vă, femeia asta nu a dat vina pe nimeni. Și aș vrea în seara asta să vorbesc despre un bănuț în întuneric. Vă întreb pe dumneavoastră, care vă numărați banii în întuneric? Își numără cineva banii în întuneric? Să nu știi cât ai încasat și în întuneric să te apuci să-i numeri. Îi numeri? Nu. Care are curajul să meargă la schimbul valutar și să-și primească lei sau valuta pe întuneric, nu? Mai ești din ăștia care s-ar vrea să-ți dea banii pe întuneric prin 700, nu? Și ăia te bagă numai la întuneric. De ce? Că vor să te jegmănească, vor să te înșele. În seara aceasta vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și o să vedeți că ne regăsim. Toți am avut și avem unii dintre noi, avem momente de faliment și suntem în casa lui Dumnezeu cu falimentele noastre. La balcon, în sală, la balcoanele laterale. Sunt oameni și eu știu că sunt oameni în locul acesta care au falimente și n-au pe cine să dea vina. Femeia asta nu a avut pe cine să dea vina. Și știți ce face frumos, extraordinar femeia aceasta? Își recunoaște falimentul personal. Ea, primul lucru, ca să ieși și să-ți găsești banii, să-ți găsești valoarea, să găsești lucrurile care le-ai pierdut în viața ta și să le rezolvi, primul lucru, recunoaște-ți falimentul personal. Știți ce spune cuvântul Domnului? Că vecinele ei știau de pierderea ei, dar ea își asumă pierderea. Ea nu zice, mă, am avut niște vecine, mă, m-au văzut că mă chinui. N-or veni să mă ajute la covoare, n-or veni să mă ajute să mătur. Nu! Auziți, versetul 9 spune așa, după ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine că am găsit leul care îl pierduse. Știți ce arată asta? Vecinele ei știa, îi cunoștea falimentul în care se afla. Dar știți ce e interesant? Că nu apelează la vecine ca să-și găsească valoare, ca să-și găsească banul pierdut. Nici măcar nu sună la păstor să zică, frate, dacă veniai mai des, dacă ne căutai mai des, dacă liderul de, nu știu, grupă, de nu, atâta ne-ar fi... Nu, nu, asta nu dă vina pe nimeni. Nu zice, domn, eu n-am fost căutat, de-aia m-am umplut de mizerie. Că dacă era unul mai aproape de mine, eu nu mă umpleam de mizerie, nu. Femeia asta își asumă falimentul personal. Aici e cel mai greu, să recunoști. Să recunoști că nu te mai poți bucura de alea nouă monezi. Din cauza că ai pierdut una. Știți? Uitați-vă în textul acesta de trei versete. Nu se mai bucură de nimic. Te uiți la unii în biserică. Domne, au bani, au voce, dar striști. Nu se mai pot bucura. Nu pot cânta o cântare. Nu pot să se roage. Știți de ce? Că au falimente nerezolvate. Pentru că au lucruri pierdute în viața lor. Lucruri care l-au depărtat de Dumnezeu. De el zice, domne, mai am nouă, totuși frații dau mâna cu mine, totuși vin și eu la cor. Oare dacă ar trebui să ridicați mâna, dar nu ridicați, câți falimentari nu sunt în cor, câți falimentari nu sunt la fanfară, câți falimentari nu sunt la orchestră sau în sală. Știți ce ar vrea în seara aceasta? Nu te mai ascunde, domne, eu am nouă, eu mai am nouă monezi, domne, cum ești, super! Știți că asta e vorba care o folosim? Super! Eu îs foarte bine. Femeia asta vine și spune, nu sunt super, pentru că am pierdut o monedă. Știți ce vreau în seara aceasta? Să înțelegem că până nu ne recunoaștem falimentul personal, vom tot pierde lucruri după lucruri. Vom pierde stări binecuvântate înaintea lui Dumnezeu. Zice cuvântul Domnului în Vechiul Testament, spune cuvântul Domnului de marele, sau nu știu cum să-l numim, marele proroc Iona, da? Zice că a avut un faliment personal care nu a vrut să-l scoată la iveală. O zis, domne, eu mai am nouă. Eu am bani în buzunar, am prorocit la viața mea, mai am nouă monezi. Și a zis, eu mă duc să mă odihnesc. Și a intrat în vapor, la vagonul de dormit, la cușetă. Și spune Biblia că se pierdeau foarte multe lucruri de pe nava aceea. Se aruncau lucruri și se arunca mâncare, se aruncau unelte. Și Iona dormea acolo liniștit. Iona dormea în culcușul lui. Și știți ce e interesant? Începe vasul să se deterioreze din cauza furtunii, da? Luvea furtuna puternic. Se aruncă merindele la bordul navei, se aruncă uneltele de lucru, de vâsle, se aruncă tot să se ușureze. Și înăuntru
Era unul care nu-și recunoștea starea, care nu-și recunoștea falimentul personal. Din asta de-a nostru, cum ești? Super, frate, cum ești? Bine. De câte ori n-ai zis bine și n-ai fost bine, ai fost cu falimentul. Știți ce ar vrea în seara aceasta? Să ne recunoaștem falimentul în care ne aflăm. Nu o să te poți bucura de banii tăi. De ce oameni bogați sunt triști? De ce vezi oameni împliniți? Te-ai uitat la ei și ai zice, Doamne, ăsta e om împlinit și îl vezi că e neîmplinit. Știți de ce? Trăiește în întuneric, viața lui în întuneric. Știți, acum vreo jumătate de an, aici în Dâmbovița, pe calea Șagului, pe acolo, pe undeva, tânăra aceea cu copilul în brațe, mai țineți minte? S-a aruncat de la etajul 10. Știți de ce? Era falimentară. Era în faliment și nu a vrut să recunoască faliment. Vă spun ceva. În orice faliment ai afla, s-a spus și de dimineață un lucru extraordinar. Nu renunța la viața ta. Pentru că Dumnezeu are puterea să te ridice din orice faliment ai afla. Dumnezeu are putere. Nu renunța la viață, nu renunța la lucrurile care le-ai adunat pe lângă tine, acolo de care să te bucuri. Apelează la cineva cu care să vorbești. Le spun și la tineri, lunea, la tineret. Dacă te simți strict, dacă ești apăsat, dacă ai gânduri cu care n-ai vorbit, nu pleca așa. Nu pleca pentru că ești vulnerabil în fața diavolului. Mergi cu gândul tău, cu întunericul tău în continuare. Totdeauna le spun, vino să vorbim. Sunt atâția frați cu care poți vorbi. Nu lăsa întunericul să-ți acopere inima, să nu mai vezi bucuriile care le ai lângă tine. De aceea în seara aceasta aș vrea să înțelegi. Tu poate zici, Doamne, eu nu sunt așa pierdut. Nu sunt așa, că mai merg la biserică din când în când. Eu mai dau și eu ceva. Așa mă simt trist, da, zice, mai cântă corul o cântare și mă mai bucur. Mă întreb, contează unde ești pierdut? Că poți fi pierdut în geantă, așa e? Surorile știți, care aveți de toate în geantă, de la oglinzi până la boabe de orez și mai știu eu ce aveți prin. N-am căutat niciodată, nu mă interesează, dar știu că e un adevărat supermarket acolo, nu? Câte nu s-au pierdut, câte nu s-au pierdut bani în poșetă. Nu reușești să-i mai găsească, zic, nu-i mai caut, că nu-i mai găsesc. Contează că ești pierdut pe marmură sau că ești pierdut în noroi? Pierderea-i tot pierdere. De aceea aș vrea să-ți spun în seara aceasta, ca să poți ieși din pierderea care o ai, primul lucru, recunoaște-ți falimentul personal. Întotdeauna când omul își recunoaște falimentul personal, știți ce caută? Lumina. Femeia aceasta o căutat să aprindă lumină. Vedeți ce scrie sus aici? Ăsta nu-i de un an, nu-i de zeci de ani, cred că de când s-a deschis biserica, așa-i? Și-a rămas. Ăsta-i marele adevăr. În întunericul vieții tale, Hristos este lumina. Măriți să fie numele Domnului, indiferent cât e întunericul de apăsător în viața ta. Există o lumină care o poți aprinde în seara aceasta. Cu falimentul tău, cu necredința ta, cu neputința ta, vino înaintea Domnului. Și Hristos este Cel ce aprinde lumina în viața ta. Măriți să fie numele Domnului. Femeia aceasta, când și-a recunoscut falimentul personal, imediat o aprins lumina. Fie seara aceasta, pentru cei care sunt în întuneric și inima și mintea lor și viața lor se zbate în întuneric, să fie o seară în care să se aprindă lumina în viața lor. Hristos să-i lumineze, slăvit să fie numele Domnului. Ion a fost cel care până la urmă și-a recunoscut falimentul personal, da? O zis, nu mai aruncați, nu mai trageți la sorți, gătați, opriți-vă. De ce? O zis, eu sunt vinovat de tot ce se întâmplă pe mare. Eu sunt vinovat de tot ce se întâmplă cu corabia. Spune Biblia că în momentul acela s-au hotărât să-l arunce de la bord și zice cuvântul Domnului că marea ce-a făcut-o, s-a liniștit. Atunci când îți recunoști falimentul personal, se aprinde lumina și încep lucrurile să se rezolve. Prima rezolvare a fost că în momentul când i-au recunoscut, o aprins lumina, deja o știu ce are de făcut. Sunt aici foarte mulți care îți blocați numai la lumină. Să știți, îs oamenii aici, cel puțin de 4 ani și ceva de când îs la Elim, am văzut oameni nepocăiți care vin. Dar știți ce? S-au blocat la lumină. Doamne, îmi place. Îmi place la predică, văd că Dumnezeu vorbește. Exact ce zicea fratele din America. Super, extraordinar, zicea omul ăla. Extraordinar, nemai întâlnit. Asta înseamnă să fii blocat la lumină. Bă, mie îmi place la pocăiți. Îi vezi, Doamne, de ani nu-i rău că vii. Foarte bine că vii. Dar ascultă-mă, trebuie să treci la pasul următor.
Pentru că femeia asta nu s-o zis, Doamne, eu am lumină, nu mai curăț, mă opresc la lumină. Mulți s-o opriți și-s blocați numai la lumină. Mie îmi place la biserică, ceva se luminează în mine, ceva așa mă simt bine, ceva îmi pătrunde în inimă, dar zice că femeia asta o mai făcut ceva. Atunci când ai valoarea pierdută, după ce îți recunoști falimentul personal, mătură mizeria interioară. Asta nu s-o apucat de curățenie în exterior, prin curte. Nu s-o apucat nici să tundă iarba, nici să taie trandafirii. O a prins lumina în interior și ce-a făcut? S-a apucat de măturat. Acum, frații mei, suntem în zilele centenarului. Și acum să spun lucruri frumoase și numai frumoase. Dar vă spun, realitatea noastră, știți care e? Avem nevoie să curățăm unghierele sufletelor noastre. După 100 de ani, știți care e concluzia? Avem nevoie de o reformă interioară în sufletele noastre. Avem nevoie să punem fiecare mâna pe lopată, nu să-l pleznim pe ăla, nu? Ci avem nevoie să punem mâna pe lopată și pe mătura. De ce? Să ne curățăm în interior, să ne curățăm sufletele, să ne curățăm. Mi-ar place să zic, Doamne, la noi în biserică, biserica după 100 de ani, biserica penticostală, e ca la muzeu, sclipește tot, știți că la muzeu sclipește tot? Te duci, Doamne, impecabil, marmura sclipește, tot sticla în care spuse piesele, să te uiți și să zici, totul sclipește. Auzeam și ieri la Arad, am fost azeară la Arad și am citit de multe ori istoria Bisericii Penticostale. Vă spun ceva, anii comunismului, biserica era lovită din exterior, de la Revoluție încoace. Știți unde sunt cele mai mari lupte? Știți de unde e lovită biserica? Din interior. Biserica e lovită de multă murdărie în interior. Biserica e lovită de multe concepții. Dom'le, așa îmi place mie, nu-ți convine, nu mai vin. Iau 30 și mă duc și îmi deschid biserica mea. Știți ce arată asta? Avem o luptă puternică de dus în interior. Cea mai mare luptă care a avut-o biserica primară, știți cu cine a fost? Cu Anania și Safira. Ăștia erau din interior. Ăștia vreau ei să pună mâna pe hățuri, ăștia vreau ei să demonstreze cine sunt ei. Cea mai mare luptă a bisericii în vremea aceasta e lupta din interior. Să știți, avem și noi nevoie în vremea aceasta să mai aprindă Dumnezeu lumina în sufletelor noastre, în sufletele noastre. Noi ăștia care suntem pocăiți de ani de zile, care cunoaștem monografia cultului penticostal, care am fost născuți, cum zic unii, noi am fost născuți în pocăință. Aș vrea Domnul să ne mai lumineze pe noi, ăștia care suntem născuți în pocăință, care ne lăudăm cu ani grei de pocăință. N-ai vrea în seara asta să faci și să facem ce-a făcut femeia aceasta? Pune mâna pe mătură și mătură nu la altul, ci mătură la tine. Nu s-o apuca să dea lecții la prietenele ei de măturat. Ea știi ce-o zis? Eu mătur și îmi curăț la mine în casă. Oare cum ar arăta biserica la modul general? Dacă fiecare am face curat în casa noastră, oare dacă ne-am vedea cum ieșim din casele noastre, oare dacă am vedea cum vorbim în casele noastre, oare cum ar arăta rugăciunea la casa lui Dumnezeu, cum ar arăta mărturia noastră în fața oamenilor? Știți că vine Apostolul Pavel, vine și numește, de exemplu, numește femeile, știți cum le numește? Sfinte. Pe bărbați îi cataloghează și îi compară cu cine? Cu Hristos. Deci noi avem niște calități extraordinare din partea lui Dumnezeu. Femeile, femei sfinte și bărbații poartă chipul lui Hristos. Sunt preoți în casele lor. O zi să vă iubiți nevestele cum și-a iubit Hristos, adică același etalon bărbatul să-l aibă ca și Hristos. Dar uitați-vă, frații mei, trăim într-o vreme în care nu putem spune prea multe, nu putem face prea multe. Uitați-vă că ne-am pierdut calitatea de femei sfinte. Știți cum arătăm unele din... Arătăm ca niște femei ieftine. Bărbatul nu mai are chipul lui Hristos. Știți ce chip are? Al lui Baraba. Pentru că așa suntem. Trăim o vreme în care căutăm noi să fim văzuți. Noi, eul nostru să apară în față. Dom'le, nu, că am nouă, îi scot la geam și să fiu văzut. Că nu ai curajul, că-i fata lui Cutare, că-i băiatul lui Cutare, îți dă în cap, te așteaptă în parcare, te amenință. De ce? Că ăștia suntem noi.
Oare nu credeți că biserica în vremea aceasta are nevoie de lumina din partea lui Dumnezeu? Nu credeți că noi avem nevoie de înviorarea care o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Că degeaba venim și numai ne batem pe spate unii pe alții. Și uitați-vă că nu vine omul de afară, omul murdar, să murdărească biserica. Și aducem noi, pentru că am luat gardurile, nu mai e nicio diferență între noi și ei. Dar în seara aceasta aș vrea noi, ca bărbați, să semănăm mai mult cu Hristos. Chipul lui Hristos să ia formă în viața noastră. Femeile să poarte cu adevărat etalonul acesta și numele acesta de femei sfinte. Noi nu suntem chemați să provocăm, noi nu suntem chemați să arătăm ce bine arătăm noi, ci noi suntem chemați să fim urmașa lui Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. Când bunicii noștri ori plăti cu sângele lor, se citea aseară, pentru că n-o vrut să-și facă semnul crucii. O plăti cu viața. O plăti cu viața primul martir de la Lipova. Și noi, o vrăjală din asta așa de spiritualitate. Venim, Doamne, cum? Bine, bine. De ce? Că ai banul în mână, că ești sănătos, că ai putere. Dar spun ceva, vine vremea când Dumnezeu te aduce în faliment, ca să vezi cât ai de curățat în viața ta. N-ai vrea în seara aceasta să te uiți acolo unde te afli și să spui, Doamne, ajută-mă să schimb lucrurile care sunt de schimbat în viața mea. Ajută-mă, Doamne, să port cu cinste numele de copil al Tău, să fac cinste bisericii Tale, să fac cinste poporului Tău, pentru că degeaba venim numai să arătăm bine și sufletul-i gol. Femeia aceasta, știi ce face? Femeia aceasta recunoaște că e nevoie de curățenie, nu afară, ci e nevoie de curățenie înăuntru. E un cuvânt frumos care îl spune Apostolul Ioan în 1 Ioan 3:3. Spune cuvântul Domnului așa, oricine are nădejde aceasta în el, adică în Dumnezeu, ce face? Se curățește. Adică ce face? Nu-l pune pe altul, mătură. N-ai vrea să pui mâna pe mătura spirituală, să pui mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, să-ți pleci genunchiul, să te rogi la tine acasă și să spui, Doamne, fă să semăn mai mult cu Tine. Fă, Doamne, chipul Tău să se vadă pe fața mea. Chipul Tău să se vadă pe casa mea, chipul Tău să se vadă în biserica unde merg. De ce? Pentru că e nevoie în vremea aceasta de o reformă în interior, e nevoie după 100 de ani de pentecostalism, e nevoie să se aprindă focul în interior, că degeaba, frații mei, degeaba îi pui la unul scara la geam, la care arde apartamentul și vrei să-l salvezi, dacă el nu vine la geam să pui mâna pe el. Dacă el stă în casă și nu mă interesează, e o vreme și perioada aceasta, nu știu cât mai avem, de libertate, prea multă libertate am avut, prea sătui suntem, prea îndestulați, nu știu cât mai ține. Dar știi ce aș vrea în seara aceasta? Să ieșim la geam înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, mai întinde scara pentru sufletele noastre, mai întinde scara la Elim în seara aceasta și mai salvează sufletele noastre din întuneric. Ce folos că îi spui versete la unul din Biblie, când ochii tăi sunt murdari? Ce folos că îl chemi la biserică, când tu urli la tine în casă, dai cu pumnul, tu ești mare și tare? N-ai vrea în seara asta să cureți în dreptul tău, în sufletul tău, și după aceea o să vezi cum Dumnezeu va lucra în exterior, prin viața ta și prin sufletul tău. Trăim o perioadă în care noi, nu vorbim de alții, de noi, noi, ne-am compromis comportamentul, suntem prieteni cu oricine, mergem oriunde, că nu-i nicio problemă. Să știți, un om când întreabă, îi voie, să știți că omul ăla deja o cochetat cu situația aceea. Deja s-a uitat peste gard. Oare îi păcat să, nu mai dau exemplu, da? Știți fiecare, de câte ori nu zici, Doamne, îi păcat să, oare să întrebăm pe cineva? În momentul când se ridică întrebarea, îi păcat să, să știi că e păcat. De aia Duhul Sfânt este cel care conștientizează omul că trebuie să iasă din întuneric. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care ridică omul, slăvit să fie numele Domnului. Trăim o perioadă în care ne-am compromis purtarea, ne-am compromis vederea, ne-am compromis faptele și vrem ca Dumnezeu să lucreze. Se spun lucruri frumoase de noi de penticostali, dar știți ce-mi doresc? Seara asta Domnul să mai curățească sufletele noastre, să ne facă conștienți că nu altul, nu vecinul, nu alții ăia mai mari, păstorul să mă curețe, nu, tu știi ce trebuie curățat.
Fiecare din noi știm ce avem de curățat în casele noastre și în sufletele noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului. Al treilea lucru, femeia aceasta și ultimul, o mai făcut ceva. Atunci când pierzi lucruri de valoare, recunoaște-ți falimentul personal. După ce ești dispus să-ți recunoști falimentul personal, pune mâna și curăță lucrurile interioare, fă curat, mătură în interiorul tău. În al treilea lucru, trebuie să mai înțelegi ceva și să înțelegem fiecare din noi. Poți să fii pierdut, dar nu poți fi uitat. Bănuțul era pierdut, da? Dar nu era uitat. O uita femeia de bani. N-a uitat. De pierdut l-a pierdut. Dar spune cuvântul Domnului că femeia asta a fost cu gândul la bani. Cum să-l recupereze? Poate în seara asta ești aici și ești un tânăr care spui, pe mine nu m-a băgat nimeni în seamă. Pe mine nu, cu mine nu a dat nimeni mâna la biserică. Pe mine nu mă cheamă nimeni să cânte o cântare cu mine. Îți spun ceva. Tu poți să te simți pierdut în seara asta, dar nu ești uitat. Pentru că femeia și-o amintit de bani, îți spun, Hristos își amintește de tine. Tu ești prețios în ochii lui Dumnezeu. Indiferent cine ți-ar spune că, Doamne, tu du-te la altă biserică, du-te în altă parte. Nu e adevărat, stai liniștit, că Dumnezeu prețuiește sufletul tău. Doamne, un bănuț mic, un bănuț mic, ce mai apleci după el? Știi ce e frumos? Hristos o a plecat după fiecare din noi. Și o lua bănuțul ăla prăfuit, care a fost dumneatale și eu. Și ne-a pus lângă el alți nouă, acolo, zis, stai aici lângă el alți nouă. Și-au mai adus alții pierduți. Știți ce-i ciudat? Când te-a curățat Dumnezeu de praful și noroiul, toți am avut praf pe noi. E cineva care nu a avut praf pe el niciodată, spiritual? Dacă îi aici, îmi fac o poză cu el la final. Toți am fost găsiți, ori în casă, ori pe marmură, pierduți, prăfuiți. Întrebarea îi, de ce când Dumnezeu aduce alt bănuț pierdut și îl pune lângă tine? Și zice, uite, îl pun lângă tine. Du-te, ce să fac cu ăsta? Ai uitat de unde te-a ridicat Dumnezeu. Ai uitat că atunci când nu și-aducea nimeni aminte de tine, Dumnezeu și-a adus aminte de tine. Te întreb, dar de unde știe ăla de mine, că o predicat? Numai de mine. De unde știe păstorul de-o zis așa în predică? Și zici, Doamne, m-a nimerit. Îi aici o soră, stai liniștită că nu-ți dau numele. O zis, frate, mi-a vorbit Dumnezeu odată aici în Elim, mi-a zis și salariul care îl câștig. Nu le zic salariul care l-ai câștigat, nu? O zis, așa de profund mi-a vorbit Dumnezeu odată, încât mi-a zis cât câștig. De unde o știut? Știi de unde? E cineva care caută în lumea aceasta, care caută sufletul tău, care îți caută starea aia pierdută și dezamăgită, trântită la pământ. Și ăsta e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu îți cunoaște falimentul, Dumnezeu îți cunoaște pierderea. Când alții te uită, îți spun, Dumnezeu nu te uită, Hristos te caută, slăvit să fie numele Domnului. Și lucrarea, misiunea bisericii, știți care ar trebui să fie prima misiune a bisericii? Salvarea omului. Salvarea omului. Noi avem diferite misiuni, fiecare ne împărțim cu misiunile noastre. Dar adevărata misiune, care a avut-o și Hristos, a fost salvarea și recuperarea omului. Unde erai dacă Hristos nu te salva? Unde eram? Noi suntem în locul acesta, în seara aceasta, pentru că Hristos a fost Cel care ne-a căutat cu Duhul Său Cel Sfânt. Ai zis, Doamne, cine m-a adus pe mine aici? Și stai până la sfârșitul programului. Știi ce zici? Bă, știu ceva de mine. Eu am fost la o evangelizare undeva în județul Alba, nu vă zic unde exact, dar după evangelizare am plecat acasă și pe drum mă sună fratele care m-a chemat. Și îmi spune așa, zice, frate Dani, zice, vreau să te întreb, zice, ai primit ceva? Eu nu am probleme financiare, de aia vă pot vorbi deschis de tema asta și o să vedeți. Zice, ai primit ceva de motorină, să bagi motorină. Zic, frate, nu am primit, dar zic, stați liniștit că eu am bani, nu-mi trebuie, lucrez, am de lucru, nu am nevoie de bani. Frate, zice, să vezi ce am pățit, zice, o sărit cineva la mine la bătaie. Zic, de ce? Zice, frate, am avut numai probleme. Zice, noi ne-am înțeles pe serile de evangelizare, zice, câte doi să ne ocupăm de cine vine la evangelizare. Și zice, eu cu cineva din neam, era neam cu el, ne-am înțeles, mă, eu pregătesc de mâncare și tu te ocupi de transport.
Și zice, așa am fost, a fost tot în regulă. Și zice, a venit acolo la urmă la mine și zice, pentru că m-ai părât la predicator, zice, ce ți-o trebuie să mă părăști? Zice, o sărit să mă împinzi, o zi, du-te, zice, să-i și plătești motorina dacă m-ai părât la el. El era gata să plângă, eu eram bucuros, dar așa cu lacrimi în ochi și am zis, așa au zis. Da, zice, uite, m-am certat cu el, nu mă crede că nu ți-am spus nimic. O zis, de ce m-ai părât? Și am zis, spune că Dumnezeu îl caută, de aia s-au potrivit toate lucrurile. Te întreb de multe ori și am zis, stai liniștit, nu-mi trebuie, nu-ți trebuie plinul să-ți facă, că bucuriile astea nu le poți plăti cu bani, nu le poți plăti. Când vezi că Dumnezeu intervine acolo unde e nevoie de intervenit, Dumnezeu este Cel care ridică. Cine poate cunoaște starea ta în seara aceasta? Cine-ți poate cunoaște suferința și durerea? O spus Ilie de un băiețel care o ars în foc. Fratele lui a prins focul și l-a stropit din greșeală cu benzină. Nu știu că e benzină, a crezut că e motorină. Și am vorbit ieri cu mama copilului la București, a fost intubat. A fost, vă spun, nu te poți uita în pozele cu el, nu te poți uita la copil. Și vă spun, am întrebat-o ieri, cred că am vorbit cu ea ieri sau alalt ieri, cu sora. O zi zice, i-am întrebat-o atât, soră, ce ai făcut când ai văzut copilul arzând? Primul lucru ce ai făcut, o zis, frate Dani, m-am prăbușit, am căzut la pământ, când mi-am văzut copilul în flăcări arzând. Știi ce mi-a scris azi noapte, la 1:30, a trimis un mesaj pe WhatsApp și a scris, în noaptea aceasta lor scos, lor dezintubat pe copil. Și zice, copilul o cerut de mâncare, 90% ars, o cerut de mâncare și zice, o mâncat jumătate de banană și o băut o ceașcă de ceai. Pentru că să știi ceva, că nimeni nu-ți cunoaște durerea, îi cineva care îți cunoaște suferința, îți cunoaște falimentul, îți cunoaște necazul și durerea. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, cu falimentul meu vin la Tine, cu procesele mele, cu divorțul, cu întristarea mea, cu necazul meu, vin și-l aduc la picioarele Tale. Pentru că Dumnezeu nu te părăsește la vreme de necaz. Când tu pui mâna pe foraș, când pui mâna pe lopată, Dumnezeu trimite Duhul Său cel Sfânt să caute bănuțul. Tu ești prețios în ochii lui Dumnezeu. Tu ești prețioasă în ochii lui Dumnezeu. Nu mai lăsa pe cel rău să spună că tu n-ai valoare. Hristos te caută în seara aceasta. Măriți să fie numele Domnului. Cât de rea a fost biserica din Apocalipsa și cu asta vreau să închei. Biserica din Laodicea. Spune cuvântul Domnului că Domnul se uită spre biserica din Laodicea în capitolul 3 și îi spune așa. Biserica zice, eu știu aia nouă bănuți, știu ce ai, dar au zis, eu știu și ce n-ai, știu și ce ai pierdut, ce nu vrei să spui la nimeni, eu știu, eu cunosc. Vine cuvântul Domnului și spune așa, în capitolul 3, vine și spune așa, știu faptele tale, că nu ești nici în... Arăta, Doamne, mergi la biserică, nici rece, nici în clocă, nu fumează, nu bea, dar nici nu cântă. Asta e o stare din asta de leșinar, nu? Nu bea, nu fumează, nu curvește, dar la cină iasă avară. Nici rece, nici în clocot. O zis, tu asta mi-arăți, că vii la biserică. O zis, cunosc tăță ia nouă bănuți care ia în buzunar. Dar o zis, Domnul, cunosc și falimentul bisericii. Cunosc și falimentul tău personal. Și auzi ce spune Domnul. Zice, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Zice cuvântul Domnului, dar nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Zice, tu mi-arăți ce ai, dar eu ți-arăt ce ai pierdut. O zi zice, tu ți-ai pierdut, ești ticălos, știi ce înseamnă ticălos? Fără demnitate. Nu mai are demnitate, ați întâlnit oameni fără demnitate. Dom'le, cântă, dar n-are demnitate, ia banii împrumut, nu-i mai dă înapoi, te face cum îi vine la gură, fără demnitate. Și o zi, Domnul, eu cunosc. Că ți-ai pierdut demnitatea. O zis, ești nenorocit. Știi ce înseamnă nenorocit? Să fii într-un dezastru. O zis, eu cunosc și dezastrul tău. O zis, tu te lauzi că ai nouă monede. Nu uite ce îți lipsește. Tu ești în dezastru. Tu ești un om fără demnitate. Ești o biserică fără demnitate. Ești o persoană fără demnitate. Pentru că diavolul asta face. Ia demnitatea omului. O zis, Domnul, ești sărac. Știi ce înseamnă sărac? Fără valoare. Ți-a luat diavolul tot ce ai avut bun din tine. Tot,
Tot ce ai avut în anii trecuți, ți-o lua diavolul. Și acum stai pe bancă și nu mai simți nimic. Și o zic, Domnul, eu știu că ești în faliment, ești fără valoare. Și o mai zis, Domnul, ești orb. Știi ce e cel mai rău? Să vii la casa lui Dumnezeu și să nu vezi binecuvântările lui Dumnezeu. De-aia nu poți spune amin, că ești orb. Știți ce? M-am întrebat de multe ori, poate m-am mai zis, de ce la Samson i-a scos ochii? Știți de ce? Să nu mai aibă planuri de viitor. Să nu mai poată face niciun plan de viitor. I-a scos ochii. Auzi, după ce l-a legat, după ce i-a luat toată puterea, la ce o mai trebuie să-i scoată ochii? Știi de ce? Să nu mai facă niciun plan de viitor. O zis, tu ești aici legat. Nu te mai poate ridica nimeni. Nu te mai poate salva nimeni. Ochii ți-s murdar, telefonul e murdar, fumezi, bei, curvești, furi, minți, ești de toate, ești legat. Nimic pentru viitor, nimic. Și vine Domnul Bisericii din Laodicea și îi spune, nu fi disperat, că dacă mă asculți, tot falimentul ți se schimbă în binecuvântare. O zis, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur. Știți de ce? Că atunci când ești sărac, Dumnezeu îți poate da valoare. Dumnezeu ridică omul și dă valoare. O zis, Domnul, tu ești sărac, tu nu mai ai nimic, ai pierdut tot, ești falimentar. Dar eu îți dau aur, pun valoare în tine, frații mei. În copilăriile noastre, cine ar fi dat? La modul cum eram copii săraci, cine ne-ar fi ridicat? Știți cine ne-a ridicat? Cel ce are în mâna lui aurul curat. Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Toți am venit de pe sate sau din orașe mai mici și săraci. Generația mea și mai sus, ăștia de bani gata, n-ai treabă cu ei. Toți am fost ridicați de Dumnezeu și dacă în seara asta te simți fără valoare, Dumnezeu mai are aur curat pentru tine. Măriți să fie numele Domnului. O zis Domnul către biserica din Apocalipsa, îți dau haine. Știi ce înseamnă haină? Îți dau demnitatea. Îți dau demnitatea de copil al meu. Dacă ai pierdut tot, dacă ești falimentar, eu pun o haină nouă pe tine, te îmbrac și îți dau demnitate, ești copilul meu, tu te legitimezi cu mine de acum înainte. Asta a făcut Dumnezeu, a investit în noi și a zis, îți dau alifie pentru ochi. Știți ce înseamnă alifie pentru ochi? Îți dau viitor. Îți dau viitor, dacă îți recunoști falimentul, te îmbogățesc spiritual, pun valoare în tine, îți dau demnitate, te ridic din pulbere, din mizerie, din negreala vieții tale și îți dau demnitate, îți pun pe tine o haină nouă și o zis, îți ung ochii, tu nu mai ești orb, tu vezi, tu ai viitor, tu ai speranță. Dacă în seara asta ești falimentar și trântit la pământ, nu uita, Hristos te caută. Femeia aceasta a căutat banul, în Elim Hristos caută în seara aceasta și El caută și marțea și joia, pentru că e un Hristos care nu pierde. Dacă diavolul vrea să te piardă, Hristos câștigă, slăvit să fie numele Domnului și biruința îi de partea lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului, să punem viețile noastre în mâna lui Dumnezeu, El care ne poate păzi viețile noastre până la venirea Lui. Și Domnul să ne păzească, să ținem la valorile care le avem din partea lui Dumnezeu. Amin.